Magistratul piteștean, președintele secției penale a judecătoriei Pitești, a mers astăzi la un magazin de bricolaje din oraș cu intenția de a închiria o remorcă. Deoarece completarea actelor dura prea mult, acesta a mers la un angajat cu care s-a luat la ceartă. Mai mult decât atât, în momentul în care și-au făcut apariția agenții firmei de pază, magistratul ar fi încercat să fugă și în goană l-a acroșat pe unul dintre angajații societății, care a fost proiectat pe capotă și târât câțiva metri, însă nu a fost rănit. Am fost solicitați prin intermediul dispeceratului să ne deplasăm la obiectiv, deoarece o persoană recalcitrantă a făcut scandal în obiectiv. Ajungi la fața locului, persoana în cauză nu se mai afla la obiectiv, se deplasase. Am stat acolo până în momentul în care la fața locului s-a deplasat un echipaj al poliției. V-au povestit ce s-a întâmplat acolo, ce le-a făcut? Ne-a spus doar că a existat o altercație între un client și câțiva angajați ai respectivului obiectiv. Între timp, la fața locului au ajuns polițiștii și jandarmii la solicitarea angajaților magazinului care au sunat la 112. Toată scena a fost înregistrată de camerele de supraveghere ale societății comerciale. Pot să vă confirm doar faptul că a existat o altercație în incinta unei societăți comerciale între un cetățean din Pitești și angajații acestui magazin. Aceștia au solicitat sprijinul unei grupe de intervenție, au venit agenții de pază, au încercat să aplaneze conflictul, momente în care acest cetățean a devenit agresiv și față de agenții de pază, i-a amenințat, am înțeles că l-a și scuipat pe unul dintre ei. Oricum, colegii mei sunt acolo și iau declarații la această oră ca să înțeleagă exact ce s-a întâmplat. Vreau să vă spun că unul dintre agenții de pază a depus plângere pentru amenințare. Până la această oră am înțeles că reprezentanții magazinului nu au cooperat cu organele de poliție, așteptând sosirea juristului de la București. La mijlocul lunii octombrie, președintele secției penale a judecătoriei Pitești reclama că a fost lovit cu pumnii și picioarele și dat cu capul de gresie de către doi agenți de la poliția autostrăzi într-o benzinărie de pe autostrada București-Pitești.